El nici nu interzice pe om. Dacă ar fi interzis pomul așa zis oprit, nu s-ar fi putut apropia de El nimeni. Dumnezeu, tocmai fiindcă este atotputernic, se manifestă într-o gingășie de nedescris. Gingășia, calitatea asta a iubirii dumnezeiești, este ceea ce vădește pe Dumnezeu și dumnezeirea adevărată, nu o putere de-aia care poate interzice, și poate de-aia Dumnezeu nici nu interzice pe om. Dacă ar fi interzis pomul așa zis oprit, nu s-ar fi putut apropia de El nimeni. Dacă ar interzice Dumnezeu păcatul, lumea n-ar putea fi așa cum este acum. Însă gândul lui Dumnezeu nu este gândul omului, așa cum gândim noi. Gândul lui Dumnezeu este să ne facă Dumnezei cu adevărat, și aici de cea mai mare importanță, mai presus de toate, este libertatea omului. Și Dumnezeu vrea să ne învețe să întrebuințăm acea libertate. O sabie, să zicem, cu care să ucidem vrăjmași, nu cu care să ne sinucidem. Și până la urmă, ale lui Dumnezeu nu sunt sabie și nu sunt de ucis, decât că acum noi avem să ne luptăm cu un vrăjmaș și unul singur, și acel vrăjmaș se numește moartea.